Certificatul verde COVID-19 care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala unei persoane va fi necesar în localitățile care au o incidență de infecții cu coronavirus între 3 și 6 la 1000 de locuitori pentru localuri, restaurante, evenimente publice și private, concerte, spectacole sau piscine. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința din 16 septembrie 2021 hotărârea numărul 70, prin care se propune stabilirea unor măsuri necesare a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificări propuse vizează: competițiile sportive organizate în spații închise sau deschise se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție și asigurarea unei distanțe de minimum un metru între spectatori. Activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție. Nu știu ce să vă zic, nu pot să vă zic nimic. Pe o parte este bine, dar pe o parte eu știu dacă o fi, cum se zice, cu pandemia aceasta. Acum vom vedea. Se pare oarecum o discriminare faptul că oamenii care nu s-au vaccinat practic nu vor mai avea acces în multe locuri. Așa este, da. Ce zice că dacă vin din părțile celelalte și nu știm dacă s-au vaccinat sau nu, și se poate infecta mult mai multă populație față cum este înainte. Organizarea și desfășurarea în spații deschise a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale pot fi realizate cu participarea a cel mult 1000 de spectatori, cu purtarea măștii de protecție. Măsură extraordinară. Și trebuie să se vaccineze toată lumea, trebuie să înțeleagă. Și când eram mici, făceam câte o injecție. Din aia mergeam cu părinții, țin minte și acum, și făceam injecție. Și iată că n-am murit până acum. Dar e o treabă foarte bună. Iar la evenimente și la asta trebuie, fiindcă sunt oameni mulți. N-ați văzut după ce a fost festivalul 70.000 de copii de tineret? Tineretul se distrează, se foarte bine, dar luați niște măsuri, să le asigurați ceva. Eu zic că e un lucru bun, nu e vorba de oprimi societatea, nu le dai voie să se ducă. E greu, e rău înțeles treaba asta. Nu, iei toate măsurile pentru a asigura sănătatea și bunul mers al activității respective. Evenimentele private în spații închise, nunți sau botezuri, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli, corturi de evenimente se pot desfășura cu participarea a maximum 200 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de minim 2 metri pătrați pentru fiecare persoană.